Bine, bună ziua tuturor! Astăzi am decis să facem o conferință de presă pe un subiect extrem de important împreună cu colegul nostru Constantin Boieștean, fost rector al Academiei de Poliție Ștefan cel Mare, conferențiar universitar la Universitatea Educației Fizică și Sport. În prima parte a conferinței de astăzi vom da citire unei declarații, unei analize și unui raport făcut de Platforma Demnitate și Adevăr cu privire la reforma învățământului superior, după care colegul meu va comenta cu detalii nemijlocit din cadrul, haideți spunem, mediului academic față de această situație care a fost lansată la 27 iunie 2022. În ceea ce privește reforma învățământului superior anunțată de către Ministerul Educației și Cercetării în data de 27 iunie 2022, Platforma ADA consideră că aspectele legate de raționalizarea cheltuielilor pentru finanțarea învățământului superior, necesitatea apropierii cercetării științifice de sistemul universitar, reprezintă cu siguranță probleme reale care trebuie a fi rezolvate de către Ministerul Educației și Cercetării, Guvern, comunitatea academică și toată societatea în întregime. În același timp, a reduce reforma universităților aproape în exclusivitate la optimizări, absorpții, reprezintă o abordare simplistă și lipsită de viziune. Analizând comunicatul Ministerului și luările de poziție ale reprezentanților Ministerului, precum și documentele publicate pe site-ul Transparență Decizionară, analiza de impact, proiectul hotărârii de guvern, nota informativă, analizând pozițiile mediului academic, se desprind următoarele concluzii. Prima, nu este pe deplin clar cum va avea loc procesul de integrare a instituțiilor de cercetare în cadrul universităților. Chiar dacă este necesar ca sistemul universitar să fie conectat cu cercetarea conform standardelor europene, acest proces trebuie implementat prin strategii de conexiune dintre cele două sisteme, prin comunicare, identificarea unor soluții comune. În caz contrar, conform modelului propus, există riscul ca unele universități să nu aibă suficientă capacitate managerială, instituțională, financiară și nici interes să asigure funcționalitatea acestor institute de cercetare, iar funcția de cercetare să dispară în câțiva ani complet. Există o istorie a cercetării în Republica Moldova, moștenită din perioada sovietică, care nu poate fi ignorată. În cazul dat, este vorba de funcționarea instituțiilor de cercetare cu infrastructură extinsă și cu personal deja angajat. Acest potențial trebuie valorificat cât mai eficient în noile realități. Problema principală care apare în această situație se referă la capacitatea universităților să-și asume responsabilitățile cuvenite. Ori universitățile sunt preocupate în mod prioritar cu sarcinile lor de bază, organizarea procesului educațional, racordarea formării profesionale la rigorile pieții muncii, asigurarea stagiilor de practici și așa mai departe. În plus la toate, trebuie să se ocupe și cu menținerea infrastructurii conexe care ajută la, în procesul educațional, cum ar fi căminile pentru studenți și salele de sport. În conformitate cu documentele Ministerului Educației și Cercetării, aceste activități de planificare strategică abia urmează a fi realizate în urma optimizării sistemului. Pledăm pentru o integrare inteligentă a cercetării în cadrul universităților, dar concomitent trebuie să diminuăm riscurile care pot afecta atât cercetarea cât și universitățile. A doua prioritate ține de modalitatea propusă pentru optimizarea sistemului universitar, care generează și unele riscuri. Riscuri care nu vor putea fi gestionate de către Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, odată cu aprobarea hotărârii de guvern cu privire la reorganizarea prin fuziune, absorpție a unor instituții din domeniul educației, cercetării și inovării, drepturile și obligații persoanelor juridice absorbite trec integral la persoana juridică care este beneficiara reorganizării. În rezultat, toate deciziile legate de personal, strategie de dezvoltare vor fi la discreția absolută a instituțiilor care au absorbit, iar conținutul acestor decizii vor ține exclusiv de voința personală a conducerii. În această situație, Ministerul nu își va asuma responsabilitatea pentru eventualitatea unor disponibilizări nejustificate de personal, făcând trimitere la autonomie universitară.
Eventualele disponibilizări nejustificate ale personalului calificat ar putea avea consecințe de lungă durată asupra sectorului educațional, iar Moldova, din nou, ar putea fi confruntată cu un val al exodului de creier. De asemenea, nimeni nu poate exclude riscul ca unele specialități pe viitor să dispară din motive subiective, deoarece universitățile care au absorbit alte instituții ar putea să fie interesate să-și promoveze propriile specialități de bază. Și în acest caz, invocând autonomia universitară, conducerea universităților în raport cu acei absorbiți va avea puteri absolute. În plus, garanțiile față de perspectivele entități absorbite sunt absolut minimale. În ceea ce privește subiectul patrimonial al instituțiilor absorbite, riscurile sunt evidente. Existând și o experiență negativă în ultimii ani, de după independență, când au fost efectuate privatizări dubioase ale căminilor și construcțiilor în locul lor, și în locul căminilor au fost construite blocuri de locuit, au fost înstrăinate spații de studii, înstrăinate terenuri de către grupuri de interese și așa mai departe. Evident că în multe cazuri, aceste abuzuri erau comise cu complicitatea managerilor instituțiilor de învățământ. Luând în calcul această experiență, comisiile de reorganizare și de transmitere a bunurilor ar trebui să aibă un rol foarte important. Pentru a evita orice abuzuri, este necesar ca Ministerul să elaboreze și să aplice strategii de eficientizare a valorificării infrastructurii și să-și asume pe deplin responsabilitatea pe marginea acestui proces. Ori, cum am mai menționat, experiența trecutului este una foarte neplăcută și încă nu este clar cum se vor întâmpla toate aceste reorganizări. Ceea ce ține de aspectul financiar. Documentele prezentate de către Ministerul Educației și Cercetării prevăd o economie la buget de circa 85 de milioane de lei în următorii 2 ani, calcul după o formulă propusă de Fondul Monetar Internațional. Totodată, Ministerul anunță în comunicatul său că va susține financiar procesul de modernizare a universităților prin alocarea a peste 700 de milioane de lei, dintre care 200 de milioane de lei pentru calitate de management, iar 500 de milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii universităților și dezvoltarea programelor de studii. Este curios faptul că Ministerul nu menționează în documentele prezentate publicului că suma de 700 de milioane de lei este partea unui împrumut de la Banca Mondială, de aproximativ 40 de milioane de dolari, care a fost ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova prin legea numărul 103 pe 2020. Bani care vor fi rambursați de către toți cetățenii Republicii Moldova. În acest sens, ar trebui ca acest împrumut să fie valorificat de către universități într-un mod cât mai transparent, cu consultarea opiniei publice, în baza unei strategii clare de modernizare, iar Ministerul să aloce acești bani în baza unor obiective foarte clare de dezvoltare formulate la nivel național. La moment însă nu există nicio claritate cum vor fi folosiți acești bani, care este finalitatea și care va fi impactul asupra întregului sistem. Cât ține de problema numărului de studenți, argumentul principal invocat de către Ministerul Educației și Cercetării se rezumă la faptul că avem prea puțini studenți și prea multe universități. În acest fel, Ministerul doar constată, din păcate, reducerea dramatică a numărului de studenți, dar nu vine cu nicio strategie de creștere a numărului acestora. Ba mai mult, Ministerul chiar promovează ideea precum că reducerea numărului de studenți este una iminentă, menționând în document analiza de impact că există o probabilitate mică ca numărul studenților să crească. În viziunea platformei DA, această poziție fatalistă este inacceptabilă. Ori, Ministerul ar trebui să trateze reforma nu doar prin adaptarea sistemului la noua realitate dură demografică, ci prin eliminarea cauzelor care au dus la această realitate dramatică. Dacă facem un exercițiu de sinceritate, atunci vom recunoaște cauza fundamentală, care constă în faptul că declinul numărului de studenți este legat în primul rând de calitatea slabă a învățământului superior. Iar politicile și reformele ar trebui să țintească elaborarea unor mecanisme viabile de asigurare a calității, predarea în baza programelor racordate la necesitățile pieții muncii, politici complexe de formulare
deformarea profesorilor, inclusiv în străinătate, și atragerea profesorilor din alte țări sau din diaspora. Atragerea talentelor, diplome duble prin consorții, alianță cu alte universități prestigioase. Capacitatea de predare în limbi străine la un nivel înalt studenților străini, predarea în baza abordărilor care sunt descrise în problem-based learning, project-based learning, precum și în baza celor mai moderne metode de studii. Anume, această criză a calității și prestigiului i-a împins pe tinerii noștri spre migrații și alte destinații universitare. Conform analizelor Ministerului Educației și Cercetării din 2019, o pondere foarte mare din populație, ce face parte din grupul de vârstă a studenților moldoveni, studiază în străinătate, indicatorul fiind de 3,5 ori mai mare decât media din Uniunea Europeană și de 6,7 ori mai mare decât media Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. În cauzele acestui exod al creierului, constat în faptul că Ministerul și majoritatea instituțiilor de învățământ superior nu s-au adaptat în ultimii 10-12 ani la internaționalizarea și liberalizarea pieții muncii și, în consecință, a pieții educaționale la nivel regional și global. Ba mai mult, prin toată politica promovată cu predare în ultimul deceniu de actualul sistem, tânăra generație a fost practic determinată să nu mai creadă în universitățile din Republica Moldova. Anume, prin aceasta se explică și cifrele alarmante pe care ministerul le prezintă cu lejeritate. Dacă între 2007 și 2013 numărul studenților a scăzut în medie cu peste 4% pe an, această tendință aproape s-a dublat între anii 2014 și 2019, depășind astfel pragul de 8% pe an. În timp ce majoritatea statelor din lume și din regiune depun o muncă asiduie, inclusiv cu aplicarea tacticilor de concurență neloială în raport cu alte țări pentru atragerea studenților, Ministerul Educației și Cercetării urmărește cu ușurință plecarea studenților noștri spre alte destinații universitare. În viziunea platformei, da, sistemul universitar, dar și întregul sistem educațional are misiunea de a contribui în cel mai direct mod la reducerea fenomenului de depopulare a țării și de dezvoltarea potențialului uman din Republica Moldova. Iar preocuparea autorităților ar trebui să fie următoarea. În ce mod reforma și modernizarea sistemului universitar a putea contribui la îmbunătățirea situației demografice? Orice reformă trebuie să urmărească creșterea prestigiului și atractivitatea sistemului universitar, astfel încât tinerii să fie convinși să rămână acasă, alegând sistemul universitar autohton. Totodată, este important de pus accent pe internaționalizarea învățământului superior, care trebuie să devină una din prioritățile politicilor educaționale, deși în documentele prezentate de către minister este întreagăt menționat acest aspect. Nu sunt expuse măsurile necesare pentru realizarea acestuia, cum ar fi politica de creștere a calității predării cadrelor universitare, acreditarea internațională, capacitatea cadrelor academici de a preda ore în limbile de circulație internațională, consolidarea capacităților structurilor din cadrul universităților de a stabili parteneriate și a atrage studenți din alte state. Pornind de la faptul că problema numărul 1 a Republicii Moldova este depopularea țării, fenomen care se manifestă atât prin exodul cetățenilor, cât și prin criza demografică, este imperios necesar ca Ministerul, Guvernul, Universitățile să aibă în vizor implicarea și rezolvarea acestei probleme fundamentale și foarte tragice pentru Republica Moldova. Obiectul nostru este cel puțin municipiul Chișinău, în calitate de centru universitar, să redevină un oraș al tineretului, al sutelor de mii de tineri care își fac studiile aici, acasă, își întemeiază familii. Anume, în jurul realizării acestui obiectiv, trebuie gândite reformele de modernizare a sistemului de învățământ superior, iar raționalizarea firească a cheltuielilor nu trebuie văzut ca un scop în sine, ci doar ca un mijloc pentru a atinge obiectivele naționale majore. În ceea ce privește propunerea de a absorbi Universitatea Agrară de Stat din Moldova, considerăm că aceasta reprezintă o abordare pripită, deoarece Universitatea Agrară este unica instituție de învățământ superior cu profil agrar, iar agricultura este unul din sectoarele prioritare ale Republicii Moldova. În contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană, în care sectorul agroindustrial are mari perspective de dezvoltare, ținând cont de specificul și potențialul agriculturii din Republica Moldova,
Dezvoltarea învățământului cu profil agrar ar trebui să fie una din prioritățile Guvernului și a Ministerului de Linie. În acest sens, propunem ca Universitatea Agrară din Republica Moldova să fie aplicată o perioadă de grație de 3 ani în care instituția, conform unui plan de dezvoltare strategică, să-și sporească în baza unei analize comprehensive. Ministerele de resort să ia act și să ia o decizie cu privire la direcțiile cele mai potrivite de dezvoltare a acestui segment. Referitor la proiectul de absorpție a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, este necesar ca Ministerul Educației și Cercetării să identifice o soluție comună în parteneriat cu comunitatea sportivă din Republica Moldova, astfel încât domeniul sportului și învățământului sportiv să nu aibă de suferit. Doar dialogul în baza unui suport constructiv vor asigura succesul oricărei reforme. În viziunea platformei, da, o reformă trebuie să fie consistentă și vizionară, să țintească rezolvarea cauzelor, nu doar adaptarea la consecințele negative din punct de vedere demografic. De asemenea, o reformă veritabilă nu trebuie să afecteze anumite domenii, cum ar fi agricultura sau sportul, și să favorizeze altele, ci să armonizeze interesele diferitor sectoare. O veritabilă reformă trebuie să pună accent pe creșterea calității studiilor, investiții în cadrele didactice, consolidarea marketingului educațional și internaționalizarea sistemului de învățământ superior și, nu în ultimul rând, eliminarea corupției din sistemul educațional. Aceasta a fost un raport și o analiză cât se poate de succintă pe o problemă extrem de complexă, cum este reformarea învățământului superior. Noi, ca platformă, da, ne-am pus prioritate numărul 1, lupta împotriva, în primul rând, a celui mai dureros fenomen prin care trece Republica Moldova, problema demografică, exodul în masă a cetățenilor noștri, a potențialului uman, a creierului și, respectiv, sperăm ca cei care au inițiat această reformă să țină cont de această analiză și să nu facă mișcări pripite, mai ales în contextul în care avem o societate extrem de divizată și mai ales în cazul în care Republica Moldova ca stat are avantaje și perspective, cel puțin în aceste două domenii pe care le-am menționat și le-am exclamat, cum este domeniul agrar și domeniul sportului. În continuare o să-l rog pe domnul conferențiar universitar, domnul Boieșteanu, să vină cu mai multe completări. Mersi. Bună ziua, stimați cetățenii Republicii Moldova, stimați prieteni! Este clar că astăzi în Republica Moldova, la toate nivelele, se discută despre reforma instituțiilor de învățământ superioare, inclusiv și acele instituții care vor fi lichidate, nu prin absorție, dar într-adevăr vor fi lichidate. Acestea sunt instituțiile care deja au fost reflectate de către domnul Dinu Plângău, desu s-a referit, eu nu mă referi acum, dar vreau să mă opresc mai mult la instituția ceea ce țin unde fac eu astăzi munca mea zi de zi, adică la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. Înțeleg din practica mea din trecut, când am deținut funcția directorul Academiei de Poliție, anume ce înseamnă a desfășura o reformă în cadrul instituției și anume deci în instituțiile de învățământ superior. E clar că noi vedem astăzi că Ministerul Educației nu a venit cu o concepție bine determinată, bine structurată, anume cum vede Ministerul absorpția acestor instituții de stat care dânșii s-au referit. Neavând o analiză profundă, nefăcând o evaluare între acestea universități ca să vie cu o concluzie clară, bine determinată. Deci nu avem concepție ce unde să fie anume clar cap-coadă cum se vor desfășura anume absorpție, ceea ce a făcut referire și domnul Plângău. Dar avem deci o claritate că ei au început
de la coadă să organizeze instituțiile de învățământ superior. Pentru mine, clar că este mai mult dureros în direcția aceea că lichidarea instituțiilor de stat care sunt propuse, deci dă posibilitate de apariția instituțiilor private și clar că atragerea studenților. Studenți sunt destui în Republica Moldova. Deci anume cum abordează fiecare instituție în parte, deci așa și studenții își caută instituțiile unde vor să-și continue studiile. În cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, noi nu avem probleme ce ține de completarea facultăților cu studenți la toate ciclurile, la ciclul 1, la ciclul 2 și la ciclul 3. De ce anume s-a ales Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, care are anume un profil de sport, anume un profil care pregătește sportivii de performanță, anume unii sunt toți specialiști în domeniul respectiv. Și anume am să vă dau o citire succint a celor direcții și a celor succese care le are Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. Universitatea de Stat de Fizică și Sport este unicul centru universitar specializat care pregătește cadre de înaltă calificare profesională și dispune de o infrastructură modernă dotată cu utilaj și echipamente de ultima oră, și anume 14 săli de sport, bazin de înot, 3 terenuri de tenis, teren mini-fotbal, terenuri de handbal, centru științific, ce înglobează 14 laboratoare de profil, complex edițional, bibliotecă, editură, spațiu de cazare pentru studenți și altele. Totodată, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport are la activ multipli absolvenți, specialiști notoriu din țară și peste hotare, campioni europeni, mondiali și olimpici, care au fost pregătiți de cadrele universității noastre de la toate cele trei cicluri, să are în vedere ciclul licență, master, doctorat, la care se adaugă procesul de fortificare a studiilor prin intermediul instruirii. Eu vreau să întreb ministrul educației, domnul Topală. Dumneavoastră, sunteți la curent că la toate competițiile sportive, să are în vedere la Jocurile Olimpice, la competiții europene și mondiale, atunci când un sportiv al Republicii Moldova ocupă un loc de frunte, se intonează imnul Republicii Moldova, anume cui? Sportivului acela care a fost pregătit de către Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. Se intonează, deci reprezintă Republica Moldova în toată lumea, dar nu o reprezintă, deci acei specialiști care pregătește Universitatea de Stat a Republicii Moldova, adică juriști și alții. Deci vreau să fac și un exemplu. Avem Tudor Casapu, care în 1992 la Barcelona a devenit campion olimpic. Deci dânsul a absolvit Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. Avem recent Anastasia Nikita, care e multiplă campioană și campionul participantă la Jocurile Olimpice, campioană mondială, campioană europeană. Deci, universitatea nu pregătește specialiști. Deci, aici este motivul de lichidare a universității, acolo unde se pregătesc într-adevăr sportivi de performanță. Arătați altul centru care pregătește specialiștii în domeniul respectiv. Absolvenții beneficiază în prezent de recunoaștere internațională, fiind desemnați în calitate de antrenori a loturilor olimpice, naționale și internaționale. Anume, deci sunt în loturile din România, Canada, Italia, Franța și din alte țări. Doar în prezent, sub auspiciile Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, își desfășoară studiile de doctorat 182 de persoane, inclusiv 65 cetățeni ai unor țări străine, fapt care denotă potențialul academico-științific foarte deosebit.
E clar că într-această situație la care se află astăzi Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, deci ar trebui ca toți sportivii care au trecut prin, care au absolvit Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, se deie cu părerea. Atunci când se pregăteau, atunci când conducerea statului întâmpină campionii europeni, mondiali și de la Jocurile Olimpice cu flori în aeroport, în președinție, parlament, guvern, clar că e o bucurie mare. Punem întrebarea, dar cine pregătesc aceștia sportivi? Ce muncă se depune pentru a pregăti? E clar că pentru a pregăti trebuie să ai anume deci, acei antrenori, acele personalități care într-adevăr au capacitate în domeniu, cei care într-adevăr au făcut studii respective, universitate de profil, ca Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport. Acesta ceea ce am vrut să vă aduc la cunoștință. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim. În concluzie, doar o să ne referim că reformarea învățământului superior este o necesitate care trebuie să fie făcut în baza unor analize, unor studii, unor programe care în primul rând să evidențieze sau să progreseze pe creșterea prestigiului învățământului superior, ca studenții noștri să rămână acasă și să aleagă să învețe anume aici. Mai mult ca atât, în contextul deschiderii pe care o are Republica Moldova din partea partenerilor europeni, anumite parteneriate, anumite dezvoltări în domeniul respectiv poate fi făcut în cadrul universităților. Dacă mergem pe ideea reformării învățământului superior doar sub pretextul sau după anumită logică economică, mă tem că această reformă va eșua și am dat o analiză, o expertiză cât se poate de succint, pentru că analiza noastră de bază vizează mult mai multe domenii. În respectiva circumstanță, este bine ca Ministerul de Resort să se așeze la masa de discuții cu mediul academic și să identifice, în primul rând, soluții la problemele care pot apărea în baza acestor optimizări, absorpții, lichidări de universități și, evident, riscurile majore pe care le evidențiem inclusiv în această expertiză sunt proprietățile universităților care urmează, conform planului Ministerului Educației și Cercetării, să fie absorbite. Pentru că practica din trecut este una nepozitivă, una foarte negativă, iar proprietăți, blocuri, terenuri sunt foarte multe. Logica, precum că Universitatea Agrară, spre exemplu, pregătește nu doar agronomi, dar și alte specialități, aceeași logică poate fi aplicată inclusiv după această reformă cu referire la Universitatea Tehnică din Republica Moldova, care va pregăti agronomi. Cum va fi prioritizată această ramură extrem de importantă pentru Republica Moldova? Cum vor fi efectuate cercetările în domeniu? Vor merge studenții la Dondușeni, acolo unde deseori fac practică studenții de la Universitatea Agrară sau în alte părți? Ce va fi cu aceste terenuri și așa mai departe? Care va fi abordarea beneficiarului absorpției? Deci sunt un set mare de întrebări la care nu se dă absolut niciun răspuns conform planului respectiv, doar cu promisiunea că vor face o analiză post-beneficiu ulterior. În asemenea condiții, o abordare considerăm noi pripită și care lasă loc de mai bine. Vă mulțumim, dacă nu sunt întrebări, vă dorim o zi bună!